Iisuse Hristoase, Cel ce ai fost trădat de cei pe care i-ai iubit și prin neajunsă mila ta te-ai rugat apoi pentru aceștia și i-ai dezlegat pe ei de legăturile vrăjmașe și i-ai mântuit și i-ai iertat și i-ai spălat de toate păcatele. Primește-mi, prea bunule, rugăciunea și dezleagă-mă și pe mine de orice gând rău ce a fost trimis asupra mea. Dezleagă-mă, atot puternice, împreună cu toate cele din casa și din familia mea, de toate legăturile necurate, de toate vrăjile, magiile, farmecele sau blestemele ce mi-au fost trimise. Oprește tu înainte să mă atingă toate trimiterile vrăjmașe, făcute în ființă sau în neființă, rostite sau nerostite, scrise sau nescrise. Alungă de la mine orice urmă blestemată ce caută să nască în mine mânie, invidie, lene, lăcomie, neputință, prostie sau mândrie. Și sădește, Doamne, adânc în inima mea sămânță de iubire, iertare, înțelegere, cumpătare, hărnicie și înțelepciune creștinească. Amin. Umple-mă și astăzi, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt și binecuvântează această nouă zi din viața mea. Îți promit, aici și acum, Doamne, să las în urmă ziua de ieri cu toate ale ei și să mă bucur, fără stânjeneală, de ziua de azi și de toate cele frumoase și minunate pe care Tu le vei așterne în calea mea. Nu voi lăsa să mă supere nicio faptă greșită, nicio vorbă rău vorbită și nicio grijă trecătoare, căci este voia Ta ca eu să reușesc în toate cele ce mi-am propus și să izbândesc în fața tuturor încercărilor. Și ajută-mi, Doamne, ca să pot împărtăși și celorlalți din jurul meu încrederea, speranța și bucuria cele izvorâte din credința mea în Tine. Și primește-mi lauda și mulțumirea pentru toate. Amin.